Artiștii Teatrului Colibri se pregătesc de închiderea stagiunii, așa că sâmbătă și duminică își așteaptă spectatorii de toate vârstele cu două reprezentații de excepție. O stagiune condimentată cu de toate, o stagiune condimentată mai ales de zâmbetele și de aplauzele copiilor, o stagiune în care oamenii sunt din ce în ce mai atașați de teatru și de regulile teatrului, ne caută, ne critică, ne aplaudă, ceea ce e un lucru normal pentru că avem nevoie de această reacție din partea spectatorilor. Stagiunea ce se încheie în weekend a fost una plină pentru artiștii păpușari. S-au jucat împreună cu cei mai mici dintre spectatori, de-a capra cu treiezi, au pus sarea în bucate, ori au jucat cu poftă și cu mult iureș, Marcel Iureș. Sunt două spectacole pe care noi le îndrăgim foarte mult și care sunt aplaudate și de public. Zoro este sâmbătă la ora 18 și sarea în bucate duminică la ora 11. Iar tot duminică încheiem un alt ciclu de ateliere cu o servare, o prezentare a atelierelor la ora 13. Așadar, iarăși un weekend foarte încărcat pentru noi, pentru că, din nou, copii foarte mulți, peste 100 de copii, au participat la ateliere din aprilie și până acum în iunie. Chiar dacă stagiunea a ajuns la final, artiștii de la Colibri nu intră în vacanță. Pregătesc noua stagiune pe care o vor presăra cu spectacole surpriză.